Am o experiență pe care despre care pot să vorbesc. Eram în Cipru și cineva de la echipa adversă m-a contactat pentru genul ăsta De aranjament. de aranjament. Dar stai, cum? Și Deci erai înainte de meci și te-a sunat cineva sau cum? Povestește-mi, fără nume, cum s-a întâmplat, ca să înțeleagă oamenii cum se întâmplă lucrurile astea. a fost o chestie extrem de ciudată. Deci cei de la echipa adversă au Da. sunat pe cineva din România care a venit în Cipru, s-a cazat în hotelul în care eu eram în cantonament cu echipa de club Da. și m-a contactat. Persoana din România te-a contactat. Exact. Da. Și inițial mi-a zis că ar avea o ofertă pentru mine și dacă putem să ne vedem. Ok. Și îți dai seama, era ceva total în regulă. A venit cineva cu o ofertă și să vedem dacă am putea să negociem. Da. Și mi-a zis că de fapt sunt niște discuții, nu este o ofertă clară, dar dacă aș fi dispus ca în ziua următoare la meci să o las mai moale. Ăsta era termenul, să o lași mai moale. Da, și am zis, îmi pare rău cu genul ăsta de lucruri să nu veniți niciodată la mine, m-am ridicat și am plecat. Pe urmă m-a sunat în cameră, în camera de hotel și mi-a zis, vezi că în camera nu știu care te așteaptă ceva. Ok. Și am zis, în viața vieții tale să nu mă mai suni nici pe niciun număr, nici pe Wow. al meu privat, nici în hotel, nici nicăieri. Da, Pot să te întreb asta un singur lucru? Îmi permiți o întrebare, George? Poftim? Pot să te întreb un singur lucru? Da, te rog. Meciul de-a doua zi era cu Aris Limassol? Nu, era cu campionii. Campioni? Cu Apoel Nicosia. Apoel Nicosia, ok. Da, rivalitatea asta dusă la extrem între Apoel Nicosia și Omonia Nicosia, echipa la care activam eu. Dar e absolut incredibil nivelul, adică să vină o persoană, un român, să vină să discute cu tine. Mi se pare șocant. Da, păi îți dai seama la ce nivel se lucrează când e vorba despre genul ăsta de aranjamente. Și asta m-a șocat și pe mine. Nici măcar nu m-a... Sau poate știu ei, au ei ceva, abar n-am, ceva sistem prin care lucrează. Wow. Au sunat ceva din România să mă ia oarecum pe ocolite, cu o ofertă, cu așa și... Da, asta a fost singura experiență pe care am avut-o, dar niciodată n-am făcut parte din așa ceva și niciodată nu o să fac parte din așa ceva. Aici ține deja despre, nu doar despre integritate, cât și despre credință din punctul meu de vedere.